sunt anumite discuții pe care nu le comentăm, sunt problemele noastre interne pe care nu le discutăm în afara partidului și cu atât mai puțin în presă. Acestea se repercutează însă asupra la ceea ce se întâmplă în Consiliul Județean. Iată că... Cum adică? Explicați cum adică? Adică, explic în felul următor. Deci, uitați-vă că la Liga Aleșilor locali a fost vizibilă această ruptură. N-are treabă Liga Aleșilor locali cu Consiliul Județean Piatra Neamț, deci, sau a județean. Nu influențează cu nimic administrația, activitatea politică. Activitatea politică este una care se discută în interiorul partidului. Ceea ce se face din punct de vedere administrativ sunt lucrurile care se văd și care se fac pentru oameni. Cred că e o reușită că am reușit să sprijinim Consiliul Municipal din Piatra, primarul Dragoș Chitic, astfel încât să aibă o majoritate acum funcțională. Și sigur, de asemenea, în discuțiile care le-am avut, îl susținem pe poziția de vicepreședinte pe domnul Laurențiu Dulamă. Deci acestea sunt lucrurile, ele nu trebuie interpretate într-o altă tonalitate, pentru că lucrurile sunt evidente și clare. Nu există nicio înțelegere cu PSD-ul, de altfel nici nu putem avea. Prin Congresul Partidului Național Liberal s-a hotărât să nu avem negocieri și să nu avem colaborări cu PSD, care duce o politică economică, socială, dacă vreți, de foarte slabă factură. Lucrurile funcționează foarte rău în țară, veți vedea în perioada următoare ce se va întâmpla și anul următor va fi un an greu, un an de criză, un an care va înregistra pentru profesori și doctori cărora li s-a promis 25% creștere a salariului, că această creștere va fi doar în brut, iar creșterea pe venitul net va fi de 3-4% prin transferul contribuțiilor de la angajator la angajat. S-a mărit prețul la combustibil prin creșterea accizei, prin introducerea supraaccizei, a crescut prețul la gaz, a crescut prețul la energie electrică, vorbim despre TVA, vorbim despre faptul că în administrația publică vor scădea salariile, cele care au fost mărite în vară prin transferul contribuțiilor între 22 și 23%, deci vom avea o perioadă anului 2018 plină de dezamăgiri, plină de sincope, plină de disfuncționalități. Iată, avem investiții publice zero. Sunt lucruri foarte grave care se întâmplă și, ca urmare, nu avem cum să batem palma cu Partidul Social Democrat, un partid care susține o guvernare care nu este pentru români, care nu este pentru creșterea nivelului de trai, care nu aduce un plus pentru societate, pentru români în general. Prin urmare, noi ceea ce putem face să sprijinim acțiunile astfel încât, din punct de vedere administrativ, lucrurile să funcționeze. Ceea ce ne-am asumat cu Partidul Mișcarea Populară este o înțelegere din punct de vedere administrativ, nu politic, administrativ, tocmai pentru a sprijini activitatea de la municipiul Piatra Neamț, astfel că alături, cum este în Roman, unde avem o majoritate singuri, am putut asigura o majoritate cu PVP-ul la PNL-ului la Piatra Neamț, iar sigur că în Consiliul Județean, fiind o diferență mai mare de voturi, lucrurile acolo sunt mai complicate pentru a asigura o majoritate de dreapta, așa cum ne-am dorit noi. Nu poate fi vorba de o negociere și de o majoritate formată din stânga și dreapta, drept pentru care, deocamdată, lucrurile merg în acest sens. Dincolo de acest lucru, problemele interne ale PNL este problema familiei PNL, pe care îl discutăm, e ca într-o familie, când lucrurile se mai aprind, se mai discută. Important că suntem consecvenți în măsurile pe care le luăm, venim cu propuneri concrete la nivel național în Parlament și încercăm să sprijinim mediul de afaceri prin susținerea ca 20% din impozitul pe profit să rămână la dispoziția patronilor, care cu aceste sume să poată să facă un sprijin, un premiu pentru angajații cei mai performanți în sensul acordării celui de-al 13-lea salar. E un lucru pe care noi îl susținem. Susținem foarte mult ca cei care primesc ajutor social, dar care au primit oferta unui loc de muncă și au refuzat să lucreze pe acel loc de muncă, să piardă indemnizația de ajutor social. Încercăm să punem în aplicare o lege antibirocrație prin faptul că un om depune o petiție
când om depune o solicitare la o instituție publică să nu fie purtat de la Ana la Caiafa, de la o instituție la alta, ci instituția la care a depus acea solicitare să se ocupe de obținerea celorlalte documente de la celelalte instituții, astfel încât omul să beneficieze într-un timp foarte scurt, pe cale intra-instituțională, de un sprijin consistent. Deci, atât vorbim de lucruri într-adevăr importante care ne preocupă, sancționăm derapajele pe justiție, pe economie, pe partea socială a Partidului Social Democrat, a partidului aflat la guvernare, care, iată, în primul an de guvernare, lucru nemai întâlnit în perioada post-decembristă, înregistrează o scădere în sondaje de 10%, niciun partid în primul an de guvernare nu s-a mai dus 10%, mai ales că după ce câștigi guvernarea, datorită siajului puterii, automat vine o creștere a încrederii în cel care e la guvernare.